Furnizorii de servicii de utilitate publică și instituțiile publice au obligația de a avea POS-uri potrivit proiectului de lege pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, sunt obligați să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Totodată, cifra de afaceri pentru firmele care desfășoară comerț cu amănântul și care vor fi obligate să accepte plata prin card scade de la 100.000 la 10.000 de euro. În forma adoptată de Camera Deputaților, instituțiile emitente și acceptante vor întreprinde toate măsurile necesare de implementare a sistemului de acordare pentru utilizatorii de carduri de avansuri în numerar la terminale de plată odată cu achiziția de bunuri și sau servicii. De asemenea, magazinele vor fi obligate să acorde avansuri de numerar care nu pot depăși 200 de lei și trebuie evidențiat distinct pe bonul fiscal. Acestea vor afișa la locul vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului. Avansul prevăzut va fi evidențiat distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerii de numerar din bancomat, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se vor stabili conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului o sumă care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat, pentru a da posibilitatea comerciantului de a dispune de numerar și pentru alte operațiuni, restul de plată, susțin aleșii. Abaterile de la prevederile legii se sancționează cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei.